Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Așa, bună dimineața, stimați radioascultători. Bună dimineața celor care s-au conectat tocmai pe frecvențele EcoFM. Astăzi discutăm la Între da și nu despre o temă foarte și foarte interesantă. Vreau să vă spun, dragii noștri, că în perioada 2-8 octombrie 2017 se va desfășura Săptămâna Națională a Voluntarului. Genericul acestui eveniment este Hai în gașca voluntarilor. Deci mergem cu toții, haideți cu toții în gașca voluntarilor. Ediția a 11-a, cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului la nivel republican. Vom vorbi despre voluntari, după cum a promis și Veceslav în ora precedentă. Astăzi discutăm... Cu cine discutăm, Veceslav? Poate ne faci tu prezentarea. Victoria Morozov, reprezentanta Coaliției de Voluntariat și... Și Natalia Grăjdieru, coordonator de comunicare a Săptămânii Naționale a Voluntarilor. Țin să remarc că eu aș prezenta altfel Victoria Morozov, Patriarhul Voluntariatului în Republica Moldova. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața! Mersi pentru invitație! Bună dimineața tuturor radioascultătorilor EcoFM și haideți în cașca voluntarilor! Da, haideți în cașca voluntarilor! Vă îndemnăm și noi, stimați radioascultători. Pentru început vreau să întreb dacă acest eveniment este un eveniment la nivel național. Săptămâna Națională a Voluntariatului este cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului la nivel național și implică toată societatea din Republica. În acest an va avea loc cea de-a 11-a ediție și putem spune pe bună dreptate că, de fapt, SNV a devenit deja o tradiție pentru Republica Moldova și haideți să ne implicăm cu toții, să facem fapte bune și să transformăm comunitatea în cea pe care ne-o dorim. Da, tot timpul voluntariatul a fost un lucru foarte și foarte, să-i spunem, frumos, da, util, da, dar totuși, Victoria, care este acel prim gând cu care ți se asociază voluntariatul? Și pentru că faci voluntariat la greu, faci voluntariat la greu, admir această calitate că știi, pur și simplu nu te saturi. Acum tinerii, și Veceslav nu va permite să mint, unii tineri vin, parcă da, fac, este bine, m-am aprins, după ce m-am aprins, m-am și stins, m-am întors, am plecat. Se întâmplă și asemenea lucruri, din păcate. Ar fi bine să cei care doresc să fie voluntari să consulte și CV-ul Victoriei Morozov ca să se convingă ce înseamnă a fi un voluntar adevărat sau pur și simplu să intre pe pagina de Facebook a Victoriei. Chiar discutam, stimați radioascultători, înainte de emisie și vorbeam cum a trecut fluierând vara pe lângă Victoria și dacă veți intra pe pagina de Facebook o veți da seama, acolo poze cu copii cu dizabilități, poze cu despre activitățile este de asemenea ne vei povesti cu ce se asociază voluntariatul peste atâția ani de voluntariat greu și permanent. Mersi, Alex, pentru așa prezentare descriptivă. De fiecare dată când vin la voi încerc să mă las. De fapt, eu cunosc foarte mulți voluntari bravo și din țară și din exterior, îndeoseb din exteriorul țării. Care eu sunt de acord. Dar ăștia este vorba de cei care pur și simplu sunt virusați de voluntariat, sunt virusați de caritate, sunt de lucruri frumoase. Eu mă refeream la cei care vin pur și simplu, s-au stins și au plecat repede. Cu toate că nu încearcă puțin să intre în profunzime în activitățile sau ocupația respectivă, să dea o șansă voluntariatului ca să-i placă cu adevărat. Mie mi se pare că în societatea noastră tot se dezvoltă conceptul de voluntariat în ritm destul de mari. Dacă se face voluntariat și dacă oamenii sunt motivați, fac, eu cred că sunt. Pur și simplu, tot depinde de organizațiile gazdă care, de fapt, oferă activități, o acțiune de voluntariat potențialilor voluntari și poți să-i motiveze și să țină în organizațiile lor. Asta e părerea mea și întotdeauna a fost așa. Dacă știi cum să lucrezi cu ei, la sigur îi transformi într-o valoare și în potențial. Pe de-o parte, dar dacă tot mă întreb ce reprezintă voluntariatul pentru mine, de fapt, când mă gândesc la voluntariat, mă gândesc la schimbare.
pentru că ăștia sunt niște oameni care vor să aducă o schimbare în societate și să suplinească niște lacune care există în cadrul societății. Da, sunt foarte de acord. Eu, știi, de, ori de câte ori am ocazia să fac cu artiști emisiune și întreb sau nu întreb ce înseamnă muzica, pentru ei spun una: muzica e viața mea. Puteai și tu să răspunzi astfel, însă tu ai spus de schimbare. Este cu totul și cu totul adevărat, pentru că dacă dorești să faci o schimbare, încearcă, nu aștepta schimbarea să vină, încearcă în primul rând tu să faci această schimbare pentru a influența pe cei din jur, pentru a veni cu un exemplu frumos. Da, dar tu știi că voluntariatul de fapt este un mod de viață. Atât timp cât la început să-l practici, el la sigur devine parte din tine. Mm-hmm. Am înțeles. Vreau să vorbesc puțin și cu Natalia. Natalia, în ce constă această săptămână națională a voluntariatului? Hai în gașca voluntarilor și dacă poți să ne spui din evenimentele precedente cu câți voluntari s-au îmbogățit organizațiile, spre exemplu, în săptămâna respectivă anul trecut? Vreau să vă spun că pe parcursul acestei săptămâni, în care se va desfășura Săptămâna Națională a Voluntariatului, este vorba despre perioada 2-8 octombrie, invităm toate autoritățile publice, instituțiile publice, organizațiile societății civile și grupurile de inițiative să realizeze campanii de sensibilizare, dezbateri pe tema voluntariatului, acțiuni de caritate, salubrizare, șezători, instruiri sau oricare alt fel de activități care ar putea produce schimbarea, după cum a spus și Victoria, și care ar putea fi de folos comunității. M-ați întrebat care este numărul de voluntari care s-au implicat în edițiile anterioare. Am aici o statistică. Și la evenimentul din 2015, de exemplu, au fost implicați 1602 de voluntari care au efectuat 7935 de ore de voluntariat. Dacă ar fi să transformăm aceste ore în cost, în bani, atunci am putea spune că costul muncii voluntare a fost de aproximativ 90.000 de lei. Deci vă dați seama, timp de atâtea ore, câte lucruri frumoase pot fi făcute și câte persoane pot fi ajutate, pentru că în perioada desfășurării acestui eveniment, foarte mulți organizatori, de fapt, desfășoară acțiuni de caritate pentru familiile social vulnerabile sau pentru persoanele aflate în dificultate și astfel le ajută cumva să se includă în societate și să ducă o viață mai bună și mai prosperă. Știi ce este curios în toată chestia aceasta? Este că, de fapt, acum fiind la cea de 11 ediție, mă gândesc la primele ediții în care noi am încercat să organizăm ZNV-ul. Mi-am amintesc foarte bine cum noi, cei din Coaliția Voluntariat, eram vreo 7 organizații, doar noi eram cei care, de fapt, organizam activitățile propriu-zise în SNV și aveam câteva activități care credeam că erau cele mai bune și le realizam săptămâna aceasta și credeam că făceam treabă foarte bună. Și acum uitați-vă la cea de 11 ediție câte ore de voluntariat se fac, deci cât de mult a crescut acest eveniment. Asta este similar cu Festivalul Voluntarilor. Exact! Este, da, este țin foarte minte similar. Acea primă ediție, a doua ediție la filarmonică. Exact, cu 100 de oameni care plăteau din buzunar ca să realizeze evenimentul. Dacă îmi permiteți să intervin, inițial evenimentul a reprezentat niște acțiuni care s-au desfășurat în raza municipiului Chișinău. Acum însă colaborăm cu 35 de coordonatori raionali și municipali din întreaga Republică care ne ajută să organizăm mai eficient aceste activități și să distribuim informația tuturor actorilor relevanți care ar putea să se implice. Vreau aici să mai menționez că SNV-ul este dedicat atât persoanelor care nu s-au implicat încă niciodată în activități de voluntariat, dar care intenționează să se implice și așteaptă ocazia potrivită. Păi iată, momentul potrivit a sosit, acționați, implicați-vă și în cazul în care vreți să aflați despre activitățile care vor fi organizate la nivel de raion, puteți să contactați coordonatorul responsabil de localitatea sau de raionul respectiv. Este pe un site informația respectivă. Informația o găsiți pe site-ul Asociației Obștești Tinerii pentru Dreptul la Viață, tdvmoldova.wordpress.com. Acolo găsiți și mai multe detalii despre cum vă puteți implica, precum și, după cum am menționat, coordonatorii la care puteți apela pentru a vedea ce activități vor fi desfășurate sau pentru a veni dumneavoastră, de ce nu, cu inițiativă, cu o idee de activitate pe care ați putea să o desfășurați. O întrebare pentru ambele. În condițiile în care în Republica Moldova voluntariatul este perceput ca ceva pentru cei tineri,
în Uniunea Europeană, în țările de peste hotare, voluntariatul este perceput altfel. Îl practică și oamenii mai în vârstă, ba chiar oamenii de vârstă, pensionerii, vin și participă activ în organizații. Ce ar trebui de făcut sau cum ar trebui stimulați oamenii, în viziunea voastră, ca să participe la activități de voluntariat sau să-i spunem să creștem vârsta voluntariatului? Pentru că este bine că este a 11-a ediție, înseamnă că se dezvoltă, se schimbă condițiile în general, se creează condiții și oportunități pentru tineri, exact. Dar în același timp, totuși vârsta rămâne cei care practică până la 25-30 de ani, după care se deplasează frumos, se mută în mediul de afaceri și uită de activitățile de voluntariat. Am să răspund probabil eu, dacă nu te super. Deci, în cadrul organizației mele, noi găzduim voluntari internaționali și chiar acum am în Moldova 7 voluntari din Irlanda. Sunt niște doamne extraordinare, între vârsta de probabil 55 și 75 de ani. Deci sunt în vârstă chiar în pensionare și au venit în Moldova să realizeze activități. Și spre marea mea uimire, atunci când am ajuns la o casă internat cu copii cu dizabilități, băieți, ele au fost extraordinare, absolut unice în abordare, pentru că deja au avut experiența de crește copii. O parte dintre ele, chiar două doamne, au copii cu dizabilități acasă. O doamnă are autist și o doamnă cu un copil cu sindromul Down. Știu cum să abordeze acești copii, știu cum să realizeze activitățile ca să aibă un impact exact asupra copilului. Acum, cum fac sau cum ajung aceste persoane să facă voluntariat, este de fapt ceea ce se cultivă în societatea lor atunci când ei sunt tineri sau mici încă. Din familiile se cultivă spiritul ăsta de responsabilitate civică, voluntariat, că noi de fapt suntem responsabili pentru societatea în care trăim. Și atunci când eu vorbesc cu ele și le întreb de ce n-ar sacrifica acest timp pentru societatea lor, ele de fapt zic că nu contează unde sacrifice acest timp de voluntariat, atât timp cât el are un impact asupra cuiva, asupra anumitor beneficiari care au nevoie de tine. Asta e ce de fapt contează. Și ele, mai mult ca atât, ele vin în Moldova și plătesc pentru cazare alimentare și toate activitățile care sunt realizate sunt din buzunarul propriu, care ele cu drag oferă aceste donații. Și încă ce este interesant, că fiecare dintre ei, înainte de a veni în Moldova, fac colectări de fonduri, fundraising, și cu banii aceștia vin în Moldova pentru a integra acești bani în societatea noastră, în anumite proiecte care le oferim noi ca organizație. Acum, noi ca societate, până când nu am avut posibilitatea să promovăm acest stil de viață, pentru că Uniunea Sovietică a avut un impact asupra noastră, după care noi ne-am confruntat cu anumite probleme și sociologice, și politice, și economice, în care nu ne-a pregătit pentru o societate care este gata să valorifice potențialul omului pe degeaba, cum zice moldovanul, așa. Și atunci aceste valori de-abia încep să ia naștere în societatea noastră, pentru că am avut posibilitatea să plecăm în Europa, am avut posibilitatea să vedem oameni care vin de acolo și se implică în activitățile noastre. Și acum de-abia învățăm ce înseamnă spiritul de voluntariat și ce înseamnă să aduci o schimbare prin timpul care îl oferi tu gratuit. Deci, încet, dacă noi ca societate realizăm importanța respectivă și promovăm spiritul ăsta de voluntariat și responsabilitate civică la copiii noștri, la generațiile astea noi care vin acum, atunci încet cu încetul el o să fie și o să apară și în societatea noastră. Mult mai mult și, spre exemplu, mama mea nu prea înțelege ce înseamnă voluntariat, dar se reeducă. Dar generația aceea, probabilitatea că ei se implice este mult mai mică decât generațiile astea care vin și care conștientizează, de fapt, ce înseamnă să fii responsabil social. Vreau să adaug și eu că, după părerea mea, voluntariatul nu are vârstă și noi, de fapt, am fost în teritoriu, am avut 3 instruiri cu coordonatorii din toate raioanele din Republică, la Bălți, la Chișinău și la Cahul, și ceea ce ne-au spus coordonatorii este că, de fapt, în această săptămână se implică foarte activ grădinițele din raioane și în acest fel se cultivă acest simț de responsabilitate civică, spirit civic la copii. Se organizează activități
atât utile cât și distractive. De exemplu, un cartof, doi cartofi, copiii aduc câte o legumă la grădiniță, apoi au fost colectate, au fost colectați câțiva saci de astfel de legume, cartofi, morcovi pe care le-au donat familiilor aflate în dificultate și în acest fel copiii învață că pot și ei să facă un bine, să participe cumva la îmbunătățirea societății, comunității din fac parte, dar totodată este și distractiv. Adică trebuie să știm cum să prezentăm aceste activități și cum să educăm copiii ca să crească într-adevăr cu ideea de idee de voluntariat, idee de a face bunătate societății. Da, dar să nu uităm încă și de un moment că ca să realizezi activități de voluntariat, multe ori necesită niște cheltuieli pe care, din păcate, noi ca societate, cum și mulți oameni care ar vrea și au suflet și vor să se implice în activități, nu au posibilitate să le suporte. Pentru că economic suntem acolo unde suntem. Da. Ea este și responsabilitatea statului să încerce să susțină acest domeniu și să susțină oamenii care vor de fapt să se implice. Și aici mizăm foarte mult pe implicarea reprezentanților din mediul de afaceri, din business, ca să contribuie și ei, dacă nu financiar, măcar cu materiale, de exemplu, pentru realizarea activităților de informare sau a campaniilor de sensibilizare, cu produse, poate. De exemplu, acum foarte mulți antreprenori au livezi, mă rog, sunt fructe pe care pot să le doneze cu ușurință unor familii care poate nu pot să-și permită să-și cumpere un kilogram de mere sau de oricare alte fructe. Adică mizăm pe implicarea tuturor celor care sunt interesați de astfel de activități. Da. Eu știu ce vreau să remarc, Veceslav, la ceea ce vorbea Victoria, pentru că Natalia a pornit pe acest drum mai târziu, noi suntem mai, hai să spunem, mai vechi în, și cunoaștem, mai veterani, da, corifei. Victoria are dreptate, eu nu prea credeam din start că va lua amploare acest... Ții minte, primul festival a voluntarilor, tu ai și făcut spotul publicitar pentru festivalul respectiv. Chiar este nevoie de timp? Asta m-a convins, că este nevoie de timp, că este încetişor, aduci la om, îi explici și astfel... Da, generația tânără, sunt unele cazuri când și persoane mai în vârstă, dar îmbrățișează domeniul voluntariatului. Uitați-vă, Festivalul Voluntarilor la câta ediție? Este la... Aceeași ediție, doamne, de câți ani ne cunoaștem? 11 ani și totuși sunt noi deseori, dacă călătorim prin Republica Moldova cu Veceslav și cunoaștem mai mult de mediu, organizațiile de mediu și vedem cât de mult se implică tinerii, dacă e să vorbim despre Caroma Nord, cum se implică tinerii, cum lucrează. Vreau să vă spun că da, este un rezultat obținut în ani, este un rezultat al vostru, mă bucur că ați crezut în acest lucru și ați realizat, acum puteam vorbi de voluntari în fiecare regiune a Republicii Moldova, unde este un ONG sau unde lumea să-și cumuleze eforturile. Acest lucru doar mă bucură, bănuiesc că în câțiva ani situația, în foarte scurt timp, situația va fi ca acea mentalitate despre care vorbeai tu, europeană sau unde se vor implica lumea plenar în acțiunile de voluntariat, caritate și lucruri frumoase. Eu aș vrea doar să adaug că există un clișeu în general, mai ales pentru organizațiile care practică voluntariatul în domeniul ajutorării celor nevoiași, sau există un clișeu, lumea crede că cu siguranță au un gând ascuns, cu siguranță fac interesul, da. Și poate cu trecerea anilor, poate va... Și de fapt nu încurcă pe nimeni, nu sunt restricționați să participe și ei în aceste activități, să vadă că aceste fapte de fapt se fac cu gânduri bune și nimeni nu încurcă să participe la ele. Știi, de fapt, într-adevăr este ceva care este un subiect foarte actual pentru Republica Moldova și multe ori când merg și fac prezentări despre colectări de fonduri și încerc să învăț oamenii cum să aducă bani în organizațiile lor, de fapt, multă lume îmi spune că societatea nu are încredere în noi, ONG-știi, pentru că s-au întâmplat, au fost antecedente evident, s-au furat bani, s-au făcut spălări, nu știu ce s-a făcut, dar vreau să zic că de fapt este și greșeala noastră, a celor din societate civilă, din organizații,
pentru că nu suntem suficienți de transparenți și nu reușim să arătăm oamenilor ce am făcut cu resursele respective la timp și credibil. Deci, dacă am luat, trebuie să ne învățăm și să raportăm. Și noi nu facem asta, nu facem în timp și respectiv vedem că credibilitatea societății este scăzută. Deci, ce dacă am încercat noi să ne învățăm cel puțin, să activăm altfel, mai corect, să fim mai transparenți și să raportăm la timp și să punem rapoartele pe site-urile noastre și să demonstrăm societății că, de fapt, noi suntem transparenți și putem să aducem schimbarea cu ajutorul lor. Pentru că dacă nu ești transparent, nu ești suficient de deschis să-ți raportezi acțiunile tale, evident că oamenii nu o să aibă încredere și niciodată domeniul voluntariat nu are potențial să se dezvolte. Da. Nu ești credibil. Dacă îți amintești ce vorbeam noi despre ce discutam la anumite conferințe de presă, vine organizații, se lăudau. Wow, am făcut și asta, și asta, și asta. Dar rapoarte, da. De unde? Când? Și atunci le reproșasem noi că parcă sunteți undeva pe deal închiși într-o casă și faceți proiecte. Exact. Dacă îmi permiteți să intervin, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu coordonatorii raionali sau municipali, am ajuns la concluzia că, de fapt, foarte multă lume are o concepție greșită în ceea ce privește ce înseamnă, de fapt, voluntariatul și îl interpretează greșit. Este adevărat că e bine să facem acțiuni de caritate, să colectăm fonduri, dar, de fapt, voluntariatul nu înseamnă doar asta. Voluntariatul înseamnă organizarea diferitor campanii de sensibilizare, organizarea dezbaterilor pe diverse teme, abordând probleme cu care se confruntă o anumită localitate sau niște subiecte importante, organizarea activităților de salubrizare, de amenajare a unor locuri în localitate, a teatrelor sociale, adică sunt foarte multe feluri de activități care la fel înseamnă voluntariat și aici ar trebui să apelăm la poate la coordonatorii sau la persoanele care ar putea să organizeze un seminar, poate în fiecare localitate, pentru a le explica oamenilor ce înseamnă voluntariat, de ce este bine să faci, care sunt avantajele și ce te învață până la urmă experiența asta de voluntar pe care o acumulezi. Natalia, vreau să ne povestești despre evenimentul care a avut loc în ziua de ieri. Eveniment la fel în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntarilor. Exact, ieri am organizat clubul de expertiză în domeniul voluntariat și totodată un eveniment de instruire a coordonatorilor din regiunea centru a Republicii. La eveniment au participat foarte multe persoane care dețin expertiză în domeniul politicilor de voluntariat, printre care și Victoria Morozov, care ne-a vorbit mai multe despre activitatea ei. Au fost aduse foarte multe exemple de evenimente care pot fi organizate la nivel național, pentru că, iarăși, după cum spunea unii, au o interpretare greșită în ceea ce privește voluntariatul. Și, de asemenea, le-am explicat coordonatorilor care sunt responsabilitățile lor, atât pe partea de comunicare în cadrul evenimentului, cât și pe partea de organizare. Și aici, dacă îmi permiteți, aș vrea să menționez foarte repede cum ar putea oamenii să se implice, adică care este procedura. Pe site-ul nostru, ttvmoldova.wordpress.com, la invitația la implicare veți găsi atașat formularul de participare pe care poate să-l completeze orice persoană vrea să organizeze o activitate de voluntariat. Ulterior, după ce a completat formularul, îl expediază coordonatorului din raionul respectiv pentru că acesta să-l poată include în calendarul de activități regionale. Acest calendar va fi publicat pe site-ul organizațiilor consiliilor publice sau al consiliilor raionale sau al primăriei pentru ca să-l vadă toți cei interesați și va fi expediat și mass media, la care iarăși apelăm ca să ne ajute să mediatizăm acest eveniment atât de frumos și atât de mare, care a căpătat o amploare foarte mare în ultimii ani. Da, Ecofam va susține, desigur, acest eveniment. Noi chiar îl susținem la moment, dar vreau am o întrebare pentru Victoria. De ce se întâmplă că acasă lumea nu ne crede, peste hotare lumea ne crede? Dacă e să vorbim, spre exemplu, despre acel caz când un cetățean britanic a venit el la volanul unui tir în perioada sărbătorilor de anul nou, unde ai fost plină de probleme până nu ai ajuns foarte sus pentru că tirul era plin cu cadouri pentru copii.
și am înțeles că persoana respectivă a rămas foarte dezamăgită, nu fiind, stimați radioascultători, pur și simplu un șofer, fiind un om foarte bine, cu afaceri foarte, foarte bogat, afaceri foarte mari, însă a dorit să ajute copiii Republicii Moldova, însă a primit impediment. Ok, nu vorbim despre impediment, vorbim despre faptul, peste hotare, ne cred, acasă au dubii. Eu cred că totuși este din cauza faptului că noi am trecut prin atâtea schimbări sociopolitice ca națiune, că oamenii au pierdut încrederea în absolut tot ceea ce înseamnă uman, să fii bun, să fii empatic și să te ajuți reciproc. Mie mi se pare că ăsta este totuși motivul numărul unu. Noi încercăm să ne recăpătăm încrederea, pentru că noi preluăm experiența altora și încercăm să o implementăm în viața noastră de zi cu zi, îndeosebi că acum am pierdut 100 milioane de oameni din Republica Moldova care pleacă și trăiesc într-o societate în care credibilitatea este un moment foarte important. Pe de altă parte, oamenii se confruntă cu atâtea probleme financiare în ziua de azi, că de-abia își pot să-și rezolve problemele personale. Asta iarăși este un motiv care nu putem să-l negăm, este adevărat. Și am zis, societățile dezvoltate au spiritul ăsta de voluntariat dezvoltat de când sunt mici. Ei știu că ei sunt responsabili de omul de lângă. Și dacă s-a dezvoltat asta pe parcursul anilor, toată viața ta, este foarte greu să scoți asta de un om. De ce ei sunt credibili și iarăși, nivelurile de viață sunt foarte diferite. Atunci când ei vin în Moldova, eu găzduiesc peste 100 de voluntari internaționali în fiecare an și văd oameni de la simpli profesori sau simpli lucrători, nu știu, șoferi, până la businessmani foarte influenți în anumite societăți. Și eu pot să văd că oamenii ăștia toți vor să aducă o schimbare, pur și simplu trebuie să le oferi platforma necesară pentru ca ei spate să te ajute. Nu știu, eu am avut succes foarte mare cu voluntari internaționali. Eu promovez voluntariatul național, nu prea găzduiesc la mine în organizații voluntari naționale, pentru că noi suntem înregistrați într-o altă țară oficială. Eu cred în potențialul uman și cred că noua generație care vine neapărat o să aducă o schimbare, dar noi cei care am înțeles ce este voluntariatul și ce impact poate să aibă asupra societății, suntem responsabili să-i educăm și să-i aducem în spiritul ăsta. Da, mulțumim de răspuns. Am o întrebare referitoare la Săptămâna Națională a Voluntariatului. Este îmbucurător faptul că ați început să vă extindeți. V-ați extins în întreaga țară, ați format coaliții de voluntari. Vroiam să vă întreb cât de real este în anii următori să organizați Săptămâna Voluntariatului, de exemplu, fiecare a treia săptămână a lunii să fie Săptămâna Voluntariatului. Să extindem acest curent, de fapt, pentru întreg anul. Mie mi se pare că voluntariat se face în Republica Moldova foarte mult. Pur și simplu, noi nu ne-am învățat să promovăm activitățile noastre și trebuie să arătăm eroi societății, exact. Într-un fel sau exact. Altul. Exact. Și eu am să zic că și mass media, de fapt, au rolul cel mai important în promovare. Și atunci când eu merg și povestesc oamenilor din la televiziune, la radio, despre activități, foarte multă lume după aia mă abordează și mă întreabă cum ar putea și ei să se implice. Asta este foarte important, dar și mass media trebuie să înțeleagă că este rolul lor să ne ajute să promovăm acest domeniu și să ne ajute să promovăm empatia în societatea asta, la urmă. Dar foarte mulți din mass media, de fapt, pun prioritate pe alte activități politice, pe accidente, pe noutăți de astea catastrofe. Mari, da. Și atunci ele sunt prioritate și noi devenim prioritatea de la coadă. Și de-aia, haideți să promovăm împreună ceea ce facem. Pentru că activități fac foarte multe, sute de activități. Exact, fac pe parcursul întregului an, doar că în această săptămână vrem să mobilizăm la maximum în toate raioanele din Republică și să promovăm în acest fel voluntariatul. Știi, este o experiență nouă pentru noi. Anul trecut, deci noi am participat pentru prima dată în Săptămâna Națională a Voluntariatului în Marea Britanie, a fost în iunie anul trecut. Și pentru noi care de 10 ani am fost parte din SNV în Moldova, a fost o experiență foarte diferită.
pentru că toată lumea, toată societatea civilă așteaptă CNV-ul în Marea Britanie cu sufletul la gură. Toți sunt pregătiți și știu că este o săptămână noastră în care toată mass media locală se concentrează doar pe activități de voluntariat, în care politicienii fac voluntariat. Toți ca națiune. Și toți deja sunt pregătiți ca în săptămâna respectivă să facă activități absolut diferite. Noi, pentru că în Marea Britanie facem colectări de fonduri mai mult, noi ne-am axat pe fundraising. Și spre marea noastră uimire, noi am strâns foarte mulți bani, nici nu ne-am așteptat, dar noi am mers la câteva companii și le-am propus ca voluntarii noștri în fiecare dimineață sau la amiază să vină și să le vândă lunch-urile sau mesele sau breakfast-ul dimineață. Și voluntarii noștri mai în vârstă, care nu au job-uri și sunt la pensie, făceau, pregăteau mâncare și ei noștri tinerei, a doua zi dimineață sau la amiază, duceau și vindeau. Și toată lumea în companiile cele mari, dacă erau corporații de, nu știu, câteva sute de angajați, ei stăteau și știau că dimineața o să vină The Moldova Project cu mâncarea lor, care bani o să fie colectați, o să ducă pentru copii vulnerabili în Republica Moldova. Și toată lumea știau că trebuie să ducă și să susțină cauza respectivă. Noi am strâns foarte mulți bani, care evident au fost transmiși în Moldova, care au avut impact destul de mare asupra activităților noastre. Dar este un exemplu, chiar ieri când am fost la activitate, le-am propus un asemenea tip de activitate, pentru că și la noi sunt foarte multe și instituții de stat și care ar fi gata să cumpere, că oricum oamenii își cumpără masă și ar fi gata să aducă aportul ăsta. Și eu creat o pagină web în care toată lumea care a participat la CNV a avut posibilitatea să-și expună activitățile lor, dacă îți deschide acolo, îți vedea. E extraordinare activități, pur și simplu s-au făcut mii și mii de ore de voluntariat. Absolut inedit. Ar trebui să ne inspirăm și noi din experiențele internaționale de voluntariat. Sunteți capabili să preluați experiența corifeilor? Sigur că suntem capabili. Nu, întrebam. Poliția voluntariat? Da. Nu cred că da. Și eu cred că da. Poate nu în acest an, dar în edițiile următoare, cu siguranță, ne vom inspira mai mult. Este foarte costisitor. De acord. Și să organizeze asemenea activități, n-am să zic la ei, guvernul britanic, ei, o mare parte din bani pentru organizarea acestui eveniment, ei îl pun în bugetul organizației. De-aia la noi suntem mai restrânși în finanțe decât cunosc eu acum. Dar nimic nu este imposibil, eu cred în potențialul nostru. Dar cum veți monitoriza toate activitățile care se vor realiza în săptămâna respectivă, în anumite zone, în raioane, sub egida Săptămânii Naționale a Voluntariatului? După cum am menționat, coordonatorii vor include aceste activități în calendarul de activități regionale pe care ni-l vor expedia nouă. Dacă vor mai apărea persoane cu inițiativă, ne vor informa despre asta, iar noi ulterior vom trimite acest calendar mass media naționale și poate se vor arăta interesați, da? Nu doar de mediatizarea subiectelor politice, dar și de mediatizarea subiectelor de voluntariat și vor pleca în localități să mediatizeze unele activități care li se par mai interesante, mai inedite. Plus la asta am rugat coordonatorii să publice pe rețelele de socializare fotografii de la activități. Aveți un grup special pe Facebook? Unde avem pagina Asociației Tineretul pentru Dreptul la Viață, unde avem așa o legătură cu coordonatorii din Republică. Urmează să monitorizăm în așa fel activitățile care vor fi organizate. Și, de asemenea, activitățile care vor avea fotografii, pentru că este un aspect foarte important, vor fi incluse în raportul CNV pentru anul 2017. Vreau să menționez aici că, ca să motivăm cumva coordonatorii, aceștia vor fi premiați în cadrul Festivalului Voluntarilor. Anul trecut au fost premiați 6 coordonatori, cei mai activi și cei mai responsabili, cu premii bănești de la 5.000 de lei până la 2.000. Așa că și fiind voluntar, eu, spre exemplu, aș exploata altfel banii ăștia. Dacă suntem voluntari, suntem voluntari. Am câștigat, ne bucurăm, banii merg acolo. Este alegerea lor. Da, este alegerea lor, dar eu cred că, nu știu, părerea mea așa este corect. Iar voluntarii care vor
publica fotografii pe rețelele de socializare cu hashtagul #DiezSNV2017 vor participa automat la concursul celor mai interesante fotografii și la fel vor fi premiați și ei în cadrul festivalului de către Coaliția Voluntariat. Da, bravo! Știți voi vrem să motivați oamenii și voluntari în special. Eu, spre exemplu, nu aș fi motivat, aș fi găsit o altă, știu eu, o tabără, știi cum, spre exemplu, cei mai buni voluntari merg în Marea Britanie să facă voluntariat, de asemenea într-o tabără sau, sau cel puțin peste Prut să facă, pentru că banii aș fi canalizat în altă parte, de asemenea la loc pentru lucruri frumoase, și, dar este un lucru de motivare și de creșterea interesului. Aveți strategia voastră, bravo, pentru că vă ocupați cu asemenea activități, voluntariat. Voi astfel participați în general la educația societății. Iată, ăsta este un lucru foarte important care, nu știu, acum la moment pe care, spre exemplu, poate școala îl ignoră sau educația în unele familii ignoră, pentru că în cazul când sunt părinții materialiști, nu trebuiește, nu este nevoie. Sau voi vă străduiți, încercați ca această lacună să o acoperiți cumva. Așa este. Prin acest eveniment, de fapt, vrem să le spunem oamenilor că schimbarea depinde de fiecare dintre noi. Ori niciodată politicienii sau reprezentanții mediului business nu vor face schimbarea pe care noi o așteptăm și nu vor schimba lumea așa cum o poate face un efort voluntar. Vroiam să vin cu, dacă aveți exemple, din politicieni actuali care au practicat sau care practică voluntariatul, dar nu îl fac cu cravată atunci când vin și camerele. Pentru camere. Îl fac cu regularitate, merg, participă la activități. Cel puțin în Veceslav, cel puțin o dată. Ca să știm, nu cu regularitate, dar cel puțin o dată. Eu personal nu prea cunosc. Cunosc antreprenori de succes de la noi, din țară, care într-adevăr se implică și nu medializează aceste activități. Cei mai puțin, eu personal nu cunosc, dar presupun că lumea se implică, nu știu, n-am să zic, dar internațional cunosc foarte multă lume care face voluntariat activ. Mătare cunoaște? De exemplu, în ediția a doua a Săptămânii Naționale a Voluntariatului s-au implicat foarte multe persoane publice, cum ar fi chiar și politicieni. S-au implicat președintele Parlamentului, deputați, miniștri, viceministri, până și primarul de Chișinău. Ce au făcut? Au participat și ei la... Au desfășurat diferite activități. Da. Au dus pachete familiilor vulnerabile, am dus pampers, țin minte și acum, am construit un gard. Deci se implicau în activități, dar strategic atunci era foarte important ca ei se implice în activitățile noastre, pentru că ei au putut să atragă mass media și să pună obiectivul asupra SNV-ului la etapele cele. Acum noi, îndeosebi cu toate schimbările politice care s-au petrecut în țară, noi am încercat să evităm contactul ăsta cu politicienii, dar ei de obicei sunt parte din acțiunile noastre, îndeosebi dacă își manifestă cumva interesul, dacă nu, încercăm să realizăm cu oamenii din societatea civilă. Oricum îmi place, unele companii mari, dacă e să vorbim cu companiile mari din Republica Moldova, se încadrează în diferite activități de voluntariat, chiar să-i menționăm pe cei de la Union Fenosa, da? Pe care i-am admirat în parc, la Grădina Botanică, înlăturând consecințele intemperiilor din aprilie. Anul trecut, așa este, anul curent, așa este. Mi-a plăcut, au format echipă, au ajutat, au strâns. În general, eu cred că companiile mari au viziunea lor asupra chiar și problemelor de mediu, asupra voluntariatului. Da, sigur că au. Și eu mă bucur că în ultimii ani foarte mult și pe mine m-au contactat câteva companii în ultima perioadă, în care întreabă cum ar putea și ei să facă ceva pentru societate, să se implice, să meargă poate la un grup de copii, să le ducă niște cadouri, să joace cu ei. Eu mă bucur că se întâmplă asta, pentru că atât timp cât tu aduci spiritul ăsta de voluntariat și de responsabilitate civică în cadrul unei companii, tu educi compania ta să fie empatică, să se ajute reciproc, să retrăiască anumite chestii din societate împreună, ca și societate.
De-aia bravo că aceste lucruri se întâmplă în sfârșit și la noi în țară. Și poate vor veni cu exemple și vor organiza și ei seminare pentru alte companii, astfel încât voluntariatul corporativ, să-i spunem așa, să se dezvolte, pentru că doar prin exemple bune putem aduce oamenilor spiritul ăsta de societate sănătoasă și la spirit, la cap și la suflet, să-i spunem așa. Dar de obicei aceste concepte și aceste idei vin de la liderul de bază a companiei, de-aia acești lideri trebuie și ei la rândul lor informați și educați ca să-i aducem în spiritul respectiv în care trebuie. Natalia, voi organizația Tinerii pentru Dreptul la Viață, pe parcursul Săptămâna Națională a Voluntarului, voi doar veți monitoriza ce se întâmplă în teritoriu sau ce aici la Chișinău va fi forfot în decurs de săptămână? Da, deci TDV-ul menține secretariatul, da, activității, deci sunt de bază. Uh-huh. Dar de fapt, din cadrul TDV-ul este partea Coaliției Voluntariat și iarăși mențin secretariatul și noi, cei din Coaliția Voluntariat, suntem toți responsabili de implementarea activităților și noi la rândul nostru toți avem activități planificate pentru săptămâna respectivă. Deci toți facem voluntariat. Nu doar vom monitoriza, dar și ne vom implica activ. Mm-hmm. Deci ar fi bine ca în această săptămână să avem legătură telefonică, cel puțin pentru ca să vedem ce se întâmplă în Chișinău, ce se întâmplă în teritoriu. Poate de asta Natalia poate chiar este rugăminte să ne faci o bază de date a coordonatorilor locali, a celor de aici din Chișinău, pentru ca să pe parcursul zilei să telefonăm pe cineva, să discutăm, să aducem la cunoștință ce se întâmplă în săptămâna respectivă. Și poate Veceslav, ca idee, o rubrică Săptămâna Națională a Controlorilor și un spot am putea difuza că uite ce înseamnă asta, ce înseamnă a fi voluntar. Ascultătorii trebuie doar să-și ciurească urechile și exact. Să se gătească că voluntarii vin peste ei. Da, și da, se implice. Da. Și să se implice, corect. Așa este, să nu rămână indiferent. Dar nu doar acum, în săptămâna asta. Hai să facem claritate. Săptămâna aceasta este o săptămână în care noi celebrăm, promovăm voluntariatul și toți împreună, ca și comunitate, vrem să fim activi, social, voluntar. Dar, de fapt, voluntariatul trebuie să fie realizat pe parcursul anilor. Asta e mesajul, de fapt, care vrem noi să-l transmitem în SNV-ul și din anul ăsta. Da, să intre voluntariatul până în mădăva oaselor. Da, cel puțin, bine, foarte multă lume nu se vede în anumite genuri de activități și zice că eu, de fapt, nu pot să mă duc să fac reparații sau să târâi greutăți sau să mă joc copii. Nu este domeniul meu. Dar, cum ai menționat și tu, de fapt, voluntariatul este atât de divers. Dacă îți place lucrul de birou, poți să te duci și să faci lucruri de birou, să faci PR, marketing, jurnalism, tot ce vrei poți să faci, doar să găsești platforma necesară, organizația care este cea mai aproape de ceea ce tu vrei să faci. Da. Deci asta e cel mai important. Găsește-ți, implică-te și fă o schimbare. Deci în perioada 2-8 octombrie, prieteni, și aici la Ecofem va fi Săptămâna Națională a Voluntariatului. Poate în fiecare dimineață între da și nu să vină oameni din domeniul voluntariatului. Asta iarăși este o responsabilitate a dumneavoastră, Natalia, să ne asigurați în fiecare dimineață cu câte un invitat aici la între da și nu, să vorbim despre voluntariat, să poate veni și ne spuneți în primele 3 zile ce s-a făcut, unde s-a făcut, luăm legătură telefonic pentru ca în teritoriu pentru ca lumea să știe că totuși voluntarii muncesc chiar și atunci când sărbătoresc, cum a spus Victoria, sărbătoresc muncind și poate Victoria de asemenea va fi prin Republica Moldova și ne va vizita pentru a băga voluntariatul în mădva oaselor pentru ca să intre în fiecare această dorință de a ajuta o persoană cu nevoi speciale, o persoană nevoiașă, o persoană cu probleme, de a face ceva plăcut pentru societate, de a realizat acea schimbare despre care vorbea Victoria în debutul emisiunii. Dar știi ce este cel mai important de fapt despre voluntariat? Este faptul că tu, ajutând o persoană, te ajuți pe tine însuți să conștientizezi niște chestii
care nu ai posibilitatea să le conștientizezi în viața ta de zi cu zi, în jobul tău. Că te învață foarte mult empatie, te învață să privești lumea dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă. Te face să fii pur și simplu mai bun și să crezi că ceea ce tu reprezinți este o valoare pentru societatea respectivă. De acord. Asta seamănă a un mesaj de final, dar vă lăsăm dreptul la mesajul de final a emisiunii, pentru că timpul la EcoFM se scurge foarte și foarte repede. Fiecare din voi are ocazia să aducă mesaj pentru cei care vor să participe sau care vor să se implice în această săptămână a voluntariatului. Da, vă invităm să nu rămânem indiferenți, să punem umărul și să creăm o imagine a voluntariatului, să-l facem indispensabil. Pentru că anume făcând voluntariat putem să învățăm foarte multe lucruri, putem să facem o schimbare, schimbarea pe care vrem să o vedem în jur. Putem să construim o societate care ar fi propice pentru dezvoltarea noastră personală, așa că nu rămâneți indiferenți. Apropo, pentru ca să vă inspirați în ceea ce privește activitățile pe care le-ați putea organiza, vă invităm să accesați site-ul nostru tdvmoldova.wordpress.com la rubrica Rapoarte și în rapoartele SNV din anii precedenți veți vedea mai multe activități care au fost organizate și care ar putea să vă inspire și să vă motiveze. De aceea vă invităm să faceți voluntariat și să faceți parte din gașca noastră în perioada 2-8 octombrie 2017. S-ar părea că eu deja mi-am spus mesajul meu de final, dar voluntariatul este domeniul în care îți oferă posibilitatea să faci o schimbare așa cum consideri tu, ca fiind un cetățean din cadrul unei societăți. Deci, unde vă vedeți utili, unde credeți că puteți să aduceți schimbarea, noi suntem cei din organizațiile non-guvernamentale care deja suntem înregistrați și avem careva activități. Noi vă așteptăm cu foarte mare drag, cu brațele deschise. Deci orice contribuție, oricât timp ai la dispoziție, dacă este chiar și jumătate de oră, el este binevenit, așteptat de către noi. Noi suntem gata să vă oferim platforma necesară pentru a vă implica și a vă simți util în cadrul societății. Reamintim ascultătorilor și celor care ne-au privit, Victoria Morozov, reprezentanta Coaliției de Voluntariat, și Natalia Grăjdiero, coordonatoare pe comunicare la Săptămâna Națională a Voluntarilor, au fost invitatele dimineții la EcoFM. Vă mulțumim mult că ne-ați vizitat. Și vă mulțumim pentru ceea ce faceți. Și noi, drag. Și noi vă mulțumim pentru invitație și sperăm să colaborăm în cadrul acestei săptămâni. Noi deja colaborăm. Colaborarea a început numai bine. Ne bucurăm. Cele bune. Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.